Cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua! După cum bine cunoașteți, în această duminică, pe 24 noiembrie, va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale în România, iar pe 1 decembrie vor fi organizate alegeri parlamentare în Senat și în Camera Deputaților. Sunt două scrutine extrem de importante, atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova. Scrutine care vor decide soarta românilor de pretutindeni, inclusiv din Republica Moldova, pentru următorii ani. România este principalul nostru partener economic, avocatul nostru în parcursul european și un prieten de nădejde care mereu ne-a acordat ajutor atunci când am avut cea mai mare nevoie de susținere. Ne leagă identitatea noastră istorică, lingvistică și spirituală comună. De aceea nu putem fi indiferenți față de aceste două exerciții electorale importante. Astfel, îndemnăm toți cetățenii Republicii Moldova, care dețin și cetățenie română, să dea dovadă de mobilizare maximă și să participe masiv la vot. Totodată, având în vedere parteneriatul strategic dintre Partidul Social Democrat din România și Partidul Social Democrat European, îndemnăm toți moldovenii cu cetățenie română să acorde susținere în cadrul scrutinului prezidențial candidatului PSD România, actualului prim-ministru Marcel Ciolacu. Suntem convinși că având un președinte ca domnul Marcel Ciolacu, România va deveni mai puternică și mai prosperă, iar relațiile frățești între Chișinău și București vor deveni mai strânse ca oricând. În același timp, la alegerile parlamentare din România venim cu îndemnul către cetățenii români din Republica Moldova să voteze candidații înaintați de PSD România. De-a lungul timpului, atunci când PSD România s-a aflat la guvernare și a deținut funcții importante în instituțiile europene, a manifestat maximă deschidere și solidaritate față de cetățenii Republicii Moldova. Fie că vorbim de educație, cultură, infrastructură, economie, agricultură, PSD România a fost alături de noi, oferindu-ne sprijin constant. Doar câteva exemple care vorbesc de la sine. Peste 1000 de grădinițe renovate cu sprijinul României, peste 200 de microbuze școlare donate, circa 10 milioane de euro oferiți în cadrul programului Satul European, livrarea de energie electrică și gaze naturale în situații de criză, restaurarea cetății Soroca, renovarea sălii cu orgă și muzeului de arte, proiectul SMURD de ajutor medical de urgență. Și acest șir de acțiuni concrete realizate pentru cetățenii Republicii Moldova în perioada aflării PSD România la guvernare, inclusiv a mandatului de prim-ministru al domnului Marcel Ciolacu, poate continua. Așadar, stimați alegători care dețineți cetățenie română, venim cu îndemnul către dumneavoastră să dați dovadă și de această dată de responsabilitate și activism civic. Haideți să ne mobilizăm în număr cât mai mare la secțiile de votare și să acordăm susținere candidatului PSD România la funcție de președinte al României, actualului prim-ministru Marcel Ciolacu, care a arătat atașament față de români și o grijă specială pentru cetățenii Republicii Moldova. Totodată, la alegerile parlamentare din România, vă recomandăm să votați candidații Partidului Social Democrat din România, cei care de-a lungul timpului au demonstrat rezultate și fapte concrete pentru noi toți. Vă mulțumesc și în continuare ofer cuvântul domnului Iurie Cazacu, secretarul general al Partidului Social Democrat European, să vină cu unele detalii tehnice. Vă rog, Iurie. Da.
Stimați cetățeni, așa după cum bine cunoașteți, începând cu ziua de mâine, cetățenii români din afara hotarelor României vor fi așteptați la urnele de vot pentru a exercita dreptul de vot în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale din România. După cum cunoașteți, în Republica Moldova, la scrutinul din acest sfârșit de săptămână, vor fi organizate 59 de secții de votare, cu 7 mai mult decât la alegerile europarlamentare de la începutul verii curente. Vreau să menționez că, practic, în toate centrele raionale, în orașele de reședință de raioane din Republica Moldova, sunt deschise sau vor fi deschise, începând cu ziua de mâine, secții de votare pentru toți cetățenii români din Republica Moldova care vor dori să participe la acest scrutin important. De asemenea, vreau să aduc la cunoștința opiniei publice că în municipiul Chișinău vor fi deschise 19 secții de votare, inclusiv 3 în 3 localități suburbane din cadrul municipiului Chișinău, cum ar fi localitățile Durlești, Băcioi și Stăuceni. De asta, încă o dată îndemnăm cetățenii români din Republica Moldova să se implice activ în acest scrutin și să participe la alegerea președintelui României. De asemenea, vreau să aduc la cunoștință opiniei publice programul de activitate a secțiilor de votare din Republica Moldova, și anume, mâine, vineri, data de 22 noiembrie curent, începând cu ora 12 până la ora 21, toate secțiile de votare vor fi deschise și vor aștepta alegătorii care vor dori să participe. La fel, sâmbătă, data de 23 decembrie, ca și duminică, 24 decembrie, în Republica Moldova, toate cele 59 de secții de votare vor fi deschise începând cu ora 7:00 dimineața până la ora 21:00. De asemenea, vreau să aduc la cunoștința opiniei publice că următorul sfârșit de săptămână, mai exact în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, așa cum s-a menționat deja, cetățenii români vor fi așteptați la urne pentru ca să-și aleagă senatorii și deputații din Parlamentul României. Respectiv, în ziua de sâmbătă, 30 noiembrie și duminică, 1 decembrie, cetățenii români din Republica Moldova vor fi așteptați la aceleași secții de votare în același interval de timp, orele 7:00 dimineața până la ora 21. Și nu în ultimul rând vreau să informez că pentru turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, care vor avea loc pe data de 8 decembrie anul curent, în Republica Moldova cele 59 de secții de votare vor avea același program de lucru ca și în primul tur al alegerilor prezidențiale. Mai exact, vineri, data de 6 decembrie, începând cu orele 12 până la orele 21, sâmbătă, data de 7 decembrie, și duminică, data de 8 decembrie anul 2024, secțiile de votare din Republica Moldova vor activa de la ora 7:00 până la ora 21:00. De asemenea, este important să aducem la cunoștința opiniei publice din Republica Moldova actele cu care se va fi posibil efectuarea sau participarea la alegerile prezidențiale și parlamentare din România pentru cetățenii români din Republica Moldova. Ele sunt foarte simple, e vorba de actul de identitate, cartea de identitate românească sau pașaportul românesc pentru cetățeni, care, atenție, trebuie să fie valabile la data scrutinului electoral. La fel, este important să menționăm că la vot sunt așteptați toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua când are loc scrutinul electoral propriu-zis. În același context, vreau să reiterez și eu îndemnul către membrii, simpatizanții Partidului Social-Democrat European și pentru toți cetățenii români din Republica Moldova să dea dovadă de spirit civic și politic activ, să găsească câteva minute sau cel mult o oră pentru a se deplasa
la cea mai apropiată secție de votare ca să participe la aceste scrutine importante atât pentru România cât și pentru Republica Moldova. Eu personal, așa cum am procedat și la ultimele alegeri europarlamentare din 9 iunie curent, voi participa și la următoarele alegeri prezidențiale și parlamentare. Îmi voi da votul pentru actualul prim-ministru al României, candidat la funcția de președinte al României, domnul Marcel Ciolacu. La fel voi vota în cadrul alegerilor parlamentare în buletinul de vot candidații propuși de Partidul Social Democrat de România. Voi vota cei trei trandafiri. Mesajul nostru către opinia publică de Republica Moldova, către cetățenii români, este să dea dovadă de implicare, de participare, să voteze Marcel Ciolacu președinte și candidații la funcția de deputat și senatori ai Partidului Social Democrat de România la alegerile parlamentare. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt ceva întrebări, vă rog să le adresați. Dacă nu, atunci vă mulțumim frumos și vă dorim o zi bună în continuare.